Pizza comunicării. Disciplina, dezvoltare personală. O resursă pentru clasa pregătitoare. Bun găsit! Astăzi, la clasa pregătitoare, copiii joacă, arată și povestește. Au venit la școală cu diferite obiecte preferate: desene, jucării, cărți și jocuri și abia așteaptă să povestească despre ele în 3-4 propoziții. Voi ați jucat vreodată acest joc? Dacă nu ați jucat, vă invit să încercați! Dan a venit cu un elicopter și abia a apucat să spună câteva cuvinte. Acesta este elicopterul meu care intervine în situații de urgență. L-am construit din piese de Lego împreună cu fratele meu mai... E grozav mai... elicopterul tău! Cât de greu este să-l construiești? Îl întrerupse Mara. Discutați în grup și răspundeți la următoarele întrebări. Crezi că Dan a terminat ce avea de spus? Ce crezi despre faptul că Mara l-a întrerupt? Tu obișnuiești să întrerupi când cineva vorbește? Dan și-a continuat povestea. Am folosit o schemă ca să construiesc. Mai întâi am sortat piesele. Îmi place foarte mult să construiesc și să reconstruiesc. Pentru că dacă ai o singură cutie de Lego, poți să construiești o mulțime de lucruri. E cineva care dorește să afle și altceva despre elicopterul meu? Mara a înțeles. Scuză-mă pentru că te-am întrerupt mai devreme. Aș vrea să te întreb ceva. Elicia se învârte. Formulați în grup câteva reguli de comunicare, pornind de la situația pe care am văzut-o mai devreme, în care Dan povestea iar Mara l-a întrerupt. De exemplu: Ascultă pe cel care vorbește. Așteaptă să termine ce are de spus. Întreabă ca să înțelegi mai bine, cere politicos ajutor. Ana a început să povestească și ea despre pasiunea ei, desenul. În acest timp, Dan și Luca își continuă discuția despre elicoptere. Elicopterul tău este foarte interesant. Poți să mă joc și eu cu el? Poți să-ți-l împrumut, dar te rog să nu-l strici. Când Ana și-a încheiat prezentarea, mai mulți colegi din clasă au întrebat-o în același timp. Cine, Cine te-a învățat, învățat să desenezi? Desenezi sau și pictezi? Discutați în grup pe baza următoarelor întrebări. Ce părere ai despre comportamentul celor doi băieți? Tu cum ai fi procedat dacă erai în locul lui Leo și al lui Dan? Cum ai fi procedat dacă era în locul anei? Să formulăm acum câteva reguli de comunicare pornind de la situația în care Ana își prezenta pasiunea în timp ce Dan și Leo discutau între ei. Iată câteva reguli utile. Așteaptă rândul pentru a vorbi. Ascultă prezentarea cu atenție. Folosește un ton potrivit când vorbești. Discutați în clasă care sunt regulile pe care le respectați voi. Seamănă cu cele pe care le-am formulat mai devreme? Vă place pizza? Ce ingrediente trebuie să conțină pizza voastră ca să fie delicioasă? Ceapă? Cașcaval? Ardei? Ciuperci? Sau altceva? Gândiți-vă la modul în care vorbim ca la o pizza. Ce ingrediente ar trebui să conțină pizza comunicării ca să ne înțelegem bine unii cu ceilalți? Lucrați în echipă și stabiliți ingredientele, adică ce ar trebui să nu lipsească pentru o comunicare bună. De exemplu, să vorbim pe rând sau să avem răbdare, să ne ascultăm. Completați și voi celelalte ingrediente. Povestiți apoi colegilor despre pizza comunicării din grupul vostru.